Parlamentul European a aprobat o rezoluție privind cooperarea dintre UE și NATO, iar documentul menționează, printre altele, importanța respectării frontierilor internaționale și a integrității teritoriale a Moldovei, Ucrainei și Georgiei. În special, deputații europene în rezoluția lor invită atât statele membre, cât și țările aliate din cadrul NATO să sprijine prin toate mijloacele întărirea cooperării militare și în domeniul securității cu țările candidate și potențial candidate la aderarea la UE și cu partenerii din vecinătatea estică și sudică. Fără aceasta nu se poate asigura securitate și stabilitate în regiune. Uniunea Europeană poate juca un rol important în sprijinirea politicii ușilor deschise a NATO, menținând sinergii politice și operaționale strânse cu țările candidate și anume cu Bosnie și Herzegovina, Ucraina și Georgia. Subliniem importanța contribuțiilor excepționale ale diferitor țări partenere ale NATO la securitate euroatlantică, se arată în rezoluție.